vedem și brigada de arbitri. La centru este Florin Marcu din Oradea. Și da, aminteam de programul acestei zile, fotbalul internațional cel puțin. O să vedem Beşiktaş Galatasaray pe Lux Sport 2 la 18, cele mai puține meciuri jucate până în prezent, sau cele mai multe restanțe, dacă vreți. Să vedem această primă lovitură de colț a jocului, aparținând echipei vizitatoare, și mingea ajunge în poartă. A fost o dublă deviere. Uta deschide scorul în minutul 2. Să vedem mai clar ce s-a întâmplat. Îmi se pare un autogol. 10-3. Execută un dreptaș pe poartă și este gol. Gol pentru UTA, 2-0. Mare. Are excelent șutul. Sibilă, mai spune Baciu. Oh, ce șut! Și iată momentul revenirii celor de la CSM Reșița. Acop. Nu ne dăm seama dacă șutul era pe poartă. Este execuția lui Eman. Oh, șutul este mult pe lângă. Ce lungă în marginea careului. Ca cer fault cei de la UTA. Și aici o minge reluată în gol. Gol pentru Reșița. 2-2. Foarte bună această lovitură de cap. Cable este cel care marchează. Jucător și fundașul rus. Minge oprită parțial. Execuție din foarfecă. Senzațional. Oho! Da, simplu și direct, dar și foarte, foarte spectaculos. Își va aminti de un gol al victoriei înscris într-una dintre ultimele faze într-o asemenea execuție. Balon în și o dublă formidabilă. Lovitură liberă și foarfecă se încheie și cele 4 minute suplimentare. UTA reușește să câștige pe terenul celor de la CSM Reșița.